Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro. Fraților, suma tuturor respectelor, eu sunt Doru Crăciun, bine v-am regăsit. Astăzi episodul cu numărul 141, pontul nostru. Doresc din suflet ca episodul cu numărul 141 să fie mult mai bun decât ceea ce a fost episodul cu numărul 140, un fiasco total. Și mi-a luat vreo 1800 de lei din buzunar fără măcar să am vreo șansă. Deci priviți, fraților, ca totuși să înțelegem cu toții atunci când ne uităm la această emisiune că nu este vorba de garantarea unor câștiguri, nici de cum. Toate biletele pe care le-am jucat în episodul cu numărul 140 au fost pierdute. Se poate întâmpla să fie și cele din 141 pierdute. Toate, cum se poate întâmpla să fie câștigătoare, toate, deși șansele sunt mult mai mici. Deci nimic n-a ieșit, fraților, vedeți, biletele sunt afișate pe ecran, ba mai mult decât atât, doar biletele în cotă 2 au fost ratate, fie la un gol, fie la un meci. În rest, biletele în cote mai mari pierdute la distanță destul de mare. Iată că după biletul câștigător în cotă 32 de joi a venit și reculul și ne-au dat-o în freză fără nici măcar o milă. Pe undeva parcă și simțeam că, știți cum e, după o perioadă senzațională e greu să nu te lovești de acele zile în care o parte din bani să le revină caselor de pariuri. Așadar, episodul cu numărul 140 a fost neucitor, realmente m-au tăvălit fără să înțeleg mare lucru. Mai am acolo un bilet în cotă 2 și 18 deschis pentru luni seara, 250 de lei pentru un posibil câștig de 545 de ron. După fiasco din și eșecul, da, din episodul cu numărul 140, mi-am mutat atenția pe live. Mulțumesc tuturor celor care m-au urmărit timp de aproape 6 ore duminică, fraților, n-a fost simplu. Și râdeau prietenii mei, exact ca Dan Diaconescu direct. Noi n-am căutat-o pe Elodie, am căutat niște câștiguri, fraților. Am stat de la ora 18 și 15 până după orele 23 pe live. Și iată biletele câștigate aseară pe live, s-a și pierdut. Recunosc acest lucru și cu siguranță știți, dar cu siguranță sunteți la fel de conștienți ca și mine cât de greu se câștigă chiar și pe live. Un corner aseară la FCSB. Nu o mai repet, m-au privat de 2800 de ron câștigați, în schimb Barcelona cu Valladolid mi-a băgat o căruță de bani în buzunar câștigând din toate pozițiile. Nu știu dacă am jucat rău, nu știu dacă am jucat bine, am avut 11 bilete câștigate. La pierdute îmi pare rău de cele pe care le-am dat. Le-am dat 1500 de lei caselor de pariuri, așa ca un prost ce sunt. Jucând pe basket, Bulgaria, România, de banii aia mi-au pierdut rău, 1500 de lei am ratat, jucând 1500 de lei pe încă un corner în FCSB și n-a intrat. Dar, per total, seara s-a încheiat, atenție, cu două retrageri. Am făcut o retragere inițial de 3500 de ron, apoi am mai făcut o retragere de 2000 de ron și în total, în luna august am plecat de la 5.000 de ron și am ajuns la 10.500 de ron. Am retras așadar 5.500 de ron în luna august. Probabil profitul putea fi mai mare fără dezastru din weekend și fără biletele pierdute seara la mustață pe live. Să nu uităm că a fost un moment din lună înaintea weekendului când avea un profit de 10.000 de lei. Profitul meu pe august era de 10.000 de lei, iată că ultimele 4 zile m-au încolțit, fraților, și mi-au dat la temelie. Așadar, în luna iulie am avut o pierdere de 7.400 de ron și atunci, făcând o prostie senzațională într-o singură seară, în luna august un profit de 5.500 de ron. Am plecat din 29 august, de luni, am plecat cu încă 5.000 de ron în cont, mi-am lăsat acolo pe finalul lunii septembrie sau poate și mai repede în funcție de rezultate, fie facem o retragere sau retrageri, Doamne ferește să nu fac depunere. Ok, live-ul de duminică seara, cel care va urma, deci duminică, primul live din septembrie, este pus sub semnul întrebării din cauza unor
motive personale, deci în 4 septembrie la ora 18 și 15, fie voi fi pe live, fie că nu, asta nu depinde doar de mine, dar vă voi anunța pe parcursul săptămânii. Am văzut un Manchester United Arsenal, avem marfă cu siguranță, dar vă voi anunța dacă duminică pot fi prezent sau nu. Iar o scurtă paranteză, nu sunt supărat pe cei care m-au înjurat după episodul cu numărul 140, comentariile sunt pe YouTube, nici măcar nu le-am șters, nici măcar nu sunt dezamăgit, dar sunt puțin frustrat, pentru că am mai zis de foarte, foarte multe ori, muncim ore întregi să vă ajutăm, iar mulți dintre voi sau câțiva n-au înțeles că munca noastră nu pot garanta câștiguri. Iar un om care încearcă să vă ajute nu cred că merită să fie înjurat, pus la zid, făcut arogant, făcut prost, făcut slab, sau așa cum dumneavoastră mă mai caracterizați pe mine. Spre dezamăgirea mea am văzut persoane de 60 de ani, 70 de ani care înjură ca la ușa cortului și chiar aș vrea să întreb respectivele persoane, voi așa vorbiți cu nepoții voștri, cu cei de lângă voi, cu copiii voștri? Sau vouă v-ar conveni cineva să mă înjure pe cei apropiați așa cum o faceți voi? Eu n-am înjurat pe nimeni timp de 10 ani de zile, am spus și aseară pe live, dacă mi-arătați un print, atenție, un singur print, cu o înjurătură din partea mea spre un urmăritor, promit că nu o să mă mai vedeți niciodată live vorbind de pariurile sportive. Deci o singură înjurătură. Voi înjurați, iar eu dacă vă răspund ironic sau doar vă răspund suma tuturor respectelor, vă transformați în victime. Și mă faceți arogan și așa mai departe. Voi veniți la mine acasă, între ghilimele, pe conturile mele de Facebook, mă înjurați, iar eu dacă vă răspund tot frumos, urându-vă baftă în ceea ce faceți, mă înjurați. Nu e corect, frate. Dar haideți să ne ocupăm de lucruri serioase până la urmă. Eu sunt mulțumit. Practic am făcut 1100 de euro profit în luna august. Noi să fim sănătoși, fraților. Ăștia care mai înțelegem ceva din acest joc. Haideți să începem și cu niște bilete câștigătoare pe care le-au prins prietenii noștri. Acest bilet ne demonstrează că se poate câștiga și pe campionatele mai puțin cunoscute. Atenție! Vorbim de o cotă 455. Și priviți, fraților, campionatele pe care s-a jucat acest bilet. Finlanda, Letonia, Georgia, Estonia, Islanda, Irlanda de Nord, Suedia, Malta, Olanda, Kuwait, Elveția. Acestea sunt campionatele pe care un parior apărea pe terminalul Betoan doar 5 roni, cotă 455 și a încasat în mână 2873 de roni. Este senzațional acest bilet, chiar dacă tipul pariului este jucat doar în peste 2,5 goluri pe toate evenimentele, mă uitam la un meci din Kuwait, fraților. Este senzațional așa ceva. Kazma cu Al-Fahael, peste 2,5 goluri, 1,88. A jucat din Malta, Sirens cu Floriana, peste 2,5 goluri, 1,79. A jucat din Estonia, o cotă de 1,91 la peste 2,5 goluri. Ce demonstrează acest lucru? Dacă nu mai aveți încredere pe campionatele tari, dacă nu mai înțelegeți unele rezultate, puteți să jucați doar după statistică. Aici norocul face diferența din punctul meu de vedere, 99% din cazuri, dar iată că sunt și bilete care se pot termina în avantajul nostru. Poate că și noi ne vom mai îndrepta atenția către așa ceva, chiar din acest episod, de exemplu, o să vedeți un pont pe Liga 2 din Franța, așadar nu uitați să mai încercați și bilete pe alte campionate. S-a mai prins un bilet în cotă de 1000. N-aveam cum să nu vă prezint așa ceva. De ce este special acest bilet? Ok, în primul rând este o cotă câștigătoare de 1000. Nici dracu nu o prinde. Sau foarte puțin dintre noi. Dar atenție! Nu doar că e un bilet într-o cotă de 1000. Ei bine, această cotă uriașă a fost prinsă cu meciuri dintr-o singură zi. Și nu orice zi. Meciuri de vineri, fraților. Pe mine m-a surprins teribil acest bilet. Cineva a făcut un bilet în 14 evenimente. 14 evenimente doar într-o zi de vineri. A jucat Shenlin Băroțelul Galați, Botev Plovdiv cu Sofia, Voluntari U Cluj 1X, Monza Udinese X2, Victorie Fortuna Düsseldorf, Hirona cu Celta sub 2,5, Freiburg Bocu 1, Uta Arad Craiova 1X,
Mele cu Lechia Varșovia 2, Lazio Inter, ambele marchează, Charleroi cu Bruj 2, Ajaccio Lille 2, Luton Sheffield United X 2, Betis Osasuna 1. Oameni buni, când vezi un asemenea bilet, ce șanse îi dai? Și atenție, n-a jucat doar peste 2,5 goluri sau sub 2,5 goluri, bă, s-a plimbat prin ofertă. 7 roni, fraților, a fost miza, iar câștigul net de 10.000. 32 de ron. De se poate. V-am prezentat o cotă de 455, o cotă de 1000 pe o singură zi, iar bucuria serii de duminică, pentru că eu țin și cu oamenii, că nu iau oamenii bani de la mine. Mi-a trimis aseară, în timp ce făceam live, Silviu Obrocea, un bilet câștigător în bonus dublu pe lasvegas.ro, fraților. Senzațional câștigul, în primul rând. Vorbim de 69.208. Atenție, nu vă puteam să vă dăm toate printurile. El mi-a trimis defalcat biletul în 7 printuri. Noi am alăturat 4 printuri. Au fost 20 de evenimente. Cotă 969 pentru o miză de 30 de roni. Câștigul de aproape 70.000 de lei. Deci iată că s-a bifat bonusul dublu în weekend. Și spicuim așa câteva dintre evenimente. Rapid UTA, total goluri între minutele 1 și 15 sub 0,5, ei de mă dracu. Swansea cu Luton, peste 1,5 goluri. Lugano cu St. Gallen, gol în ambele reprize. Emen Utrecht, peste 1,5. Ajax cu Sparta Rotterdam cu Ajax, 2. Leeds cu Chelsea, peste 1,5 cornere. Asta că el a avut evenimente și din 20-a 8-a, 21-a 8-a. Deci practic biletul e de weekendul trecut. Fabulos așa ceva. Un Atalanta Milan, peste 1,5 cornere. Rennes Ajaccio 1. Club Brugge cu Kortrijk 1. Senzațional, v-am zis. Sunt doar câteva din meciuri pentru că nu ne încăpeau pe ecran tot biletul. 69.208. Chiar mi-a scris Ovidiu aseară în timp ce făceam live. Dorule, ia să vedem cum mi-a scris exact. Te salut, Doru, că tot vorbeai de obiective. Am reușit să ating singurul pe care nu îl obținusem pe piața asta a pariurilor și mi-a dat acest bilet câștigător fabulos, 700 de milioane. Iată, fraților, că se poate prinde și bonusul dublu. Felicitări, Silviu, ți-am promis că îți vom prezenta biletul. E o mare, mare plăcere și o onoare să prezint atât de multe bilete câștigătoare, pentru că eu știu cât de greu e să faci bani din pari. Și haideți să începem să facem puțin bani. Am pariat 8 bilete pentru zilele următoare, avem etapa intermediară. Am pus undeva la 2600 de roni, sunt banii mei, bine că am de unde să joc, momentan. Și haideți să începem cu biletul de marți. Cotă 206 ori 300 de roni, posibil câștigi 618 roni. Vedem biletul. Ei, iată, fraților, despre acest bilet vă vorbeam, că n-am jucat neapărat din campionate importante, cel puțin cota 2 de marți, deși poate că aș fi putut să fac și alte alegeri. M-am bazat pe un Saint-Étienne Bastia, peste 1,5 goluri 1,46 și un Iablonec cu Sparta Praga, gazdele marchează la 1,41. Saint-Étienne cu Bastia este dezastru, dezastruoasă situația în care au ajuns cei de la Saint-Étienne, un casatoare, cred că Saint-Étienne a luat vreo 6 goluri acasă de la Le Havre, sper să nu mă înșel. Bastia marchează și primește. Am văzut că majoritatea meciurilor jucate de Saint-Étienne s-a terminat în minim 2 goluri în acest start de sezon. Saint-Étienne aflată, vă spuneam, într-un moment extrem, extrem de delicat, condamnată să câștige, posibil să avem un GG, pentru că sunt două echipe slabe. Și dar Saint-Étienne cu Bastia peste 1,5 goluri la cotă 1,46. Iar la Iablonec cu Sparta Praga am jucat gazdele marchează, fiind încurajat și de meciul de acum câteva zile dintre Iablonec și Sparta Praga și Slavia Praga. Slavia mai bună decât Sparta, din punctul meu de vedere. Chiar și așa, Iablonec cu un om în minus a reușit să marcheze de două ori în poarta celor de la Slavia Praga. E un meci aici în care posibil să vedem multe goluri, posibil să vedem un GG. Eu am luat doar gazdele marchează la 1,41. Am început cu 300 de roni, sper să dublez investiția și aș fi mulțumit. Dar pe marți mai am încă două bilete. Apropo de fotbalul internațional, mi-a sărit astăzi în ochi pe lasvegas.ro un pariu extrem de șmecher.
ați putut profita și de transferul lui Companio la FCSB la cotă 1.45, cotă pe care v-am sugerat-o pe live-ul de duminică seară. Acum avem un alt pariu interesant. Atenție! Dacă pleacă sau nu Mircea Lucescu de la Dinamo Kiev, poate îl sunați pe neam Mircea, vă supăra de câte înfrângere a avut. Și dacă pleacă Mircea Lucescu de la Dinamo Kiev, avem o cotă de 1.70. Dacă nu pleacă, avem 1.70. Dacă pleacă, o cotă de 2. Posibil să plece Nea Mircea, deși el mai și păcălește frumos. Dar aveți acest pariu. E interesant. Deci dacă nu pleacă, o cotă de 1.70. Dacă pleacă Nea Mircea de la Dinamo Kiev, cotă 2. Se pot face bani frumoși, fraților. Am zis să vi-l prezint. Ok. După asta am zis să ne oprim atenția pe un bilet în cotă 4.25 pe marțiară. Am jucat într-o 150 de ronde, data aceasta m-am folosit de meciuri din campionatele tari. Haideți să vedem biletul. Bun, avem etapă intermediară și avem etapă intermediară și în Anglia, și în Italia, și în România. Și aș începe cu un meci din Anglia. Everton în continuare mi se pare extrem, extrem de firav în acest sezon și cred că echipa lui Lampard va avea mari probleme și mai cred că Frank Lampard nu prinde finalul de sezon pe banca celor de la Everton. O formație care acum se deplasează pe terenul celor de la Leeds, o formație care în ultimul meci jucat acasă a tăvălit-o pe Chelsea 3-0 și nu cred că Leeds pierde acest meci 1x1.36. La Inter cu Cremonese, înfrângerea de pe Olimpico cu Lazio, cred că Inter va câștiga la pas acest meci și vom vedea gol în ambele reprize 1.38. La Benfica cu Pașa și Ferira, peste 2.5 goluri 1.48, acel gen de meci în care dacă Benfica vrea să marcheze se poate termina și 4-0, dar să nu uităm ce dezastru a fost duminică seara. În Rio Ave, cred că Porto 3-0 la un moment dat pentru Rio Ave, unul dintre acele rezultate pe care n-ai cum să-l înțelegi. Și mai avem Rapidul Cluj, aici am jucat în special cota. Deci la peste 1.5 goluri în Giulești, în Rapidul Cluj, n-ai cum să nu joci 1.53. Bă, totuși, și minutul 70 mai poți spera. Și minutul 75 mai poți spera la minim 2 goluri în meci. La 1.53 poate merită încerca și single pe un bilet în vreo 1000 de lei. Așadar, marțiara al doilea bilet se joacă în cotă 4.25, iar pe lângă asta, pentru că în ultima vreme v-am obișnuit și cu bilete în cote mai mari, am mai aruncat 100 de ron pe un bilet în cotă 11.23, riscant, doar din 5 meciuri, de asta am jucat 100 de lei, sunt și cote mai mari pe bilet, haideți să vedem ce am inventat. Eu tot joc cu Craiova 1948 cu șep și 1x la 1.51 până când probabil o să-l demită pe croitorul. Southampton Chelsea 2, Sassuolo Milan 2, Roma Monza 1 și Inter Cremonese 1 și peste 2.5 goluri. Ce e greu, fraților? Să-și ia favoritele punctele, adică Chelsea Milan, Roma în mod normal bate pe Monza, au închinuit 1-0, 2-0, Inter Cremonese 1 și peste 2.5 goluri lejer și nu cred, chiar dacă l-a pierdut pe Companio, nu cred că Craiova pierde acasă cu Sepsi. Asta am vrut să vă arăt, apoi ne ducem, fraților, opa, stați așa, nu, deci pe biletul de marți mai am și Benfica Pasos Ferreira 1 și peste 2.5 goluri, stați că mi era puțin mai jos în document acest meci. Deci pe biletul de marți în cotă 11.23 avem 6 evenimente, ultimul dintre ele Benfica și Pasos Ferreira 1 și peste 2.5 goluri. Pe miercuri începe în cota 2, 750 de roni, am riscat o sumă mai mare, vedem biletul. În mod normal se joacă acest bilet, de asta l-am și plasat în 750 de roni. Doi soliști, CFR Victorie cu Voluntari, Juve Victorie cu Spezia. Vă înfrângerea cu farul de acasă, nu cred că Dan Petrescu își mai permite un cupaz greșit. E și un trecut așa interesant între CFR și Faro, știm noi despre ce vorbim. Vine Voluntari, o echipă care n-a jucat mare lucruri nici cu Cluj acasă, cred că echipa lui Ciobotariu pierde în Gruia, așa chinuit în ritmul lui Dan Petrescu, iar Juve cu Spezia, Juve în mod normal la pauza meciului cu Roma trebuia să aibă 3-0, Bianconeri chiar au jucat bine, de asta am zis 750 de ron pentru 2 soliști de miercuri. Dacă vreți, fraților, să încercați biletul, dacă nu, cred că aveți discernământ, eu nu vă bag mâna în buzunar, eu sper doar să-mi dublez investiția. Tot pe miercuri mai am un bilet în cotă 4.57, l-am jucat în 200 de roni, vedem biletul.
Stăm puțin prin campionatele tari. Arsenal primește vizita unei formații aflate în mare suferință și am înțeles că Steven Gerrard are cea mai mică cotă pentru următorul antrenor demis din Premier League și va juca Arsenal Aston Villa 1-1 și peste 1,5 goluri la cotă 1.37. Farul Constanța cu FCSB peste 1,5 goluri 1.41. Interesant această cotă. Mă aștepta să dea o cotă mai mică bookmakerii. Sampdoria Lazio X2 1.26. Montpellier cu Ajaxio peste 1,5 goluri 1.34 și Slavia Praga cu Teplice meci de goluri. Am luat gol în ambele reprize. Chiar îmi place mult cum arată biletul de miercuri seara. Am investit 200 de ron pe el pentru un posibil câștig de 914 ron. Tot pe miercuri mergem pe aceeași rețetă ca marți seara, cu încă un bilet în cotă 11.66. Am jucat pe el 100 de ron. Acesta este biletul și mai riscant, format din 5 meciuri. Știam eu că am un bilet în doar 5 meciuri. Am și două cote mai mari pe el. Vedem biletul. Am două GG-uri interesante, fraților, pe care le puteți lua separat. Am un Farul FCSB, ambele marchează 1.93 până la ora meciului. S-ar putea să mă întăresc acest pariu într-o miză și mai mare. Cred că vom vedea goluri la Ovidiu și cred că vom vedea atât pe Farul cât și pe FCSB marcând, la cum joacă cele două formații. Napoli lece minim 9 cornere, Monaco Troa peste 2.5, Toulouse PSG gol în ambele reprize și Liverpool, eu cred că va primi gol acasă de la Newcastle. 9-0 Liverpool în ultima etapă, un scor pe care îl cunoaștem atât de bine, dar acum trupa lui Jurgen Klopp va avea un adversar mult mai dificil în față și cred că Newcastle are resurse să se marcheze pe Anfield. Liverpool-Newcastle ambele marchează, poți să-l joci cu Farul, FCSB ambele marchează, dar eu am zis să mai adaug câteva meciuri, tocmai pentru a face un bilet în cotă 11.66. Cea mai mare miză din episodul cu numărul 141 vine într-un bilet jucat deja pe joi, o cotă riscantă de 2 și un pic. E un single match, am încredere, dar haide să vedem biletul. Botoșan cu FC Argeș, ambele marchează. Atenție, am jucat 850 de ron. 8.500.000 aruncate pe FC Botoșan, FC Argeș, ambele marchează. Botoșan, din punctul meu de vedere, a câștigat mai multe puncte decât ar fi meritat. Echipa lui Teja va avea cândva un declic care o va duce în a doua parte a clasamentului. Fără să-i supăr pe cei de la Botoșan, nu mi se pare ca o echipă de locul pe care acum îl ocupă în clasament. Deci Argeș, două boabe în ultimul meci jucat acasă, două victorii consecutive, mă caută pariorii. Eu cred că Argeșul va marca la Botoșan și cred că și moldovenii o vor face. Ambele marchează 2 și 12 cota. E acel gen de meci de care te temi, dar s-ar putea să-ți iasă GG-ul până în pauză. Atenție la ce vă spun. Dacă ai 0-0 la pauză, într-adevăr tremuri. Dar poate fi 1-1 încă de la pauză. Doamne ferește, nu trebuie să jucați acea sumă de bani. Eu am pus 8.500.000 pentru că am încredere în inspirația mea. Sper să fie câștigător. Dacă aveți probleme, de exemplu, și eu am avut unele semne de întrebare pe live-ul de aseară pe platforma lasvegas.ro, fraților, atenție la mizele pe care le plasați, pentru că puteți să jucați fără nici măcar o problemă. Există o promoție pe lasvegas.ro care se numește No Limit Bet. Vrei să plasezi un pariu, dar miza ta este prea mare și te lovești de limitele competiției, ca la fiecare operator din țară, puteți să scăpați de limita de pariere și vă măriți câștigurile. Pe lasvegas.ro poți pune pariul fără limite de pariere. Păstrați dreptul de a parea pe cât vreți dumneavoastră și beneficiați de un tratament special. Cum funcționează? No Limit Bet îți oferă șansa să plătești pariuri a căror miză depășește limitele de pariere ale sistemului prin confirmarea pariului. Aveți acolo un buton, așa am făcut-o și aseară pe live, confirmare pariu, și puteți să jucați cât doriți dumneavoastră, fie pe cornere, fie pe live și așa mai departe. Aveți toate informațiile necesare în promoția No Limit Bet. De asta v-am arătat această promoție, pentru a nu vă încurca pe lasvegas.ro. Și că tot vorbeam de pariuri mai mari și de bilete mai mari, am jucat 150 de lei pe un bilet surpriză și e ultimul bilet din acest episod. Cotă 23.44, un bilet special pe marți, miercuri și joi. Îmi place să vânesc și astfel de câștiguri. Posibilul câștig ar fi de 4.528 de ron. Haideți să vedem biletul. Mai multe evenimente
și o să încep cu Southampton Chelsea, oaspeții câștigă minim o repriză 1-31, victorie Roma cu Monza la 1-27. Sassuolo cu Milan, oaspeții iau cel puțin o repriză 1-31, Inter Cremonese gol în ambele reprize, CFR Voluntari, Clujene câștigă minim o repriză la 1-36, Farul FCSB peste 1,5 gol 1-41, Sampdoria cu Lazio X2 cotă 1-26, Juventus cu Spezia 1 la cotă 1-29, Toulouse cu PSG gol în ambele reprize 1-36, Botoșan cu FC Argeș peste 1,5 goluri cotă 1-47 și Arsenal cu Aston Villa peste 1,5 gol 1-26. La prima vedere biletul nu arată rău. Ok, e un mini fulare, așa o eșarfă. Dar atenție, cote 23, posibil câștig 4.528. Așadar, fraților, am investit undeva la 2.600 de lei în acest episod. Sunt 8 bilete, dacă vreți să jucați ceva din ele, bine, dacă nu, nu. Acestea sunt mizele pe care le-am jucat. Sper ca pe vineri, când ne revedem, să avem cel puțin suma pe care am plasat-o din nou în conturile noastre. Eu am fost Doru Crăciun, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de LasVegas.ro.